Sunt foarte, foarte supărat. Mulți români și-au pus speranța în noi. Suntem ultima șansă să redăm României demnitatea pierdută. Și de 2 luni de zile stau în clădirea din spatele meu, în Parlament, pentru a împiedica ce încearcă foarte mulți oameni cu intenții rele. Vor să ne rupă, să ne corupă, să ne cumpere, dar eu nu sunt de vânzare. Au încercat cu 10.000 de euro să ne ia parlamentari și vor crearea unei grupări distincte. Pentru asta au apelat la orice au putut. La bani, cum v-am zis, la certuri între noi, la dezbinare, la intrigi. Noi românii nu reușim de multe ori să fim uniți și ne lăsăm dezbinați. Noi trebuie să fim pentru unirea românilor. La fel, de la început am zis că nu vrem să ne asociem și ne-am dezis de oameni cu probleme penale, de oameni cu sânge pe mâini, pentru că trebuie ca AUR să fie o organizație corectă care să crească pentru națiunea română. Un caz aparte este al colegei Diana Șoșoacă. Eu i-am propus Dianei să candideze pe listele AUR la Iași și veniseră mulți să îi bage intrigi, să îi șoptească în ureche că nu o vom lăsa să-și ia mandatul în primire și că îi vom pune piedici. Nu a fost cazul. Diana este în Parlamentul României, chiar dacă nu s-a înțeles cu unii sau alții dintre colegi, va fi în continuare senator al României, independent, și așa cum am susținut-o în aceste luni, pentru că au venit mulți să încerce să mă influențeze pe mine ca să lovească în ea, pe inițiativele corecte și în lupta cu grupurile mafiote care luptă ne va găsi împreună, o să o susțin. Totodată este foarte important să ne continuăm și calea noastră politică, pentru că suntem o mișcare politică singura care ține cu românii. E important să rămânem uniți, e important să rămânem împreună și de asta vreau să vă întreb dacă sunteți alături de mine, alături de noi și dacă mergem până la capăt pentru a face dreptate acestei țări. Ne vom dezice în continuare de orice om cu probleme penale, de orice om cu sânge pe mâini și o să facem numai ce este corect pentru România împreună ca o singură forță românească.